O situație foarte ciudată este, oameni buni, cu conducerea jandarmeriei, cu cei trei urmăriți penal, cu Coș, Sindile și Cazan, care sunt pe funcții de răspundere importante. Cu Coș e șef la jandarmeria București, Sindile este șef la școala superioară de jandarmerie, deși e colonel, e pus pe o funcție de general. Și Cazan e și el ceva șefuț pe undeva. E o situație foarte, foarte dubioasă cu ei. Mi-a atras atenția astăzi un avocat. Și anume faptul că nu se respectă legislația, respectiv statutul cadrelor militare, care la articolul 89, aliniatul 2, prevede că ofițerii, maiștri militari și subofițerii care sunt cercetați în stare de libertate se pun la dispoziție. Asta este un termen, un concept legal care ar fi trebuit să intre în vigoare automat în momentul în care acești șefi ai jandarmeriei au fost informați că sunt urmăriți penal. Și de atunci și până acum, o să vedeți imediat cât de mult timp este, ei nu sunt puși la dispoziție. Ce înseamnă punerea la dispoziție? Este un fel de suspendare. Adică nu mai au voie să ocupe funcții de răspundere, nu mai au atribuții executive, nu mai au atribuții operative, nu mai au acces la date secrete. Și această procedură mi s-a explicat de către un avocat care cunoaște foarte bine legea pe această zonă, pentru că a avut mai multe procese care au implicat polițiști, jandari. Mi-a explicat că lucrul ăsta ar fi trebuit să se întâmple by default, prin puterea legii. Fiind vorba de șefii ai jandarmeriei române, pentru că la vremea respectivă Cazan era șeful jandarmeriei, Sindile era șeful jandarmeriei române și Cazan era adjunctul lui, ministrul de interne ar fost cel, este cel care, automat, ar fi trebuit să emită ordinul de punere la dispoziție. Atunci, ministrul de interne era Carmen Dan, după aceea au fost alți PSD-iști, care nu numai că nu i-au pus la dispoziție pe ăștia, atenție, obligație legală, vă repet, oameni buni, articolul 89, statutul cadrelor militare, jandarmii sunt considerați militari, și spune clar, ofițerii, maiștri și subofițerii, care sunt cercetați în stare de libertate, se pun la dispoziție. Deci se pun la dispoziție, nu se pot pune, se pun la dispoziție. Acum, înțelegem că miniștrii PSD s-au prefăcut că nu aplică legea, deși e foarte grav ce au făcut. Dar ce nu înțelegem este de ce ministrul liberal Marcel Vela, care e de o lună de zile ministru, nu a emis acest ordin de punere la dispoziție. Sigur, jandarmii sunt în Ministerul de Interne, jandarmeria e considerată unitate militară, dar face parte din Ministerul de Interne. Și atunci cineva ar putea să spună, domnule, dar asta se referă la cadrele MAPN. Ok, dacă ne uităm la prevederile Ministerului de Interne, o să vedem că și în cazul polițiștilor există exact aceeași prevedere legală. În momentul în care s-a început urmărirea penală împotriva polițistului, că este el la nivel de ofițer sau la nivel de subofițer, acum se cheamă, au alte denumiri pentru că nu mai sunt militarizați, comisar, comisar, șef și așa mai departe, deci fie că sunt, indiferent ce fel de polițiști sunt și ce funcție au, da, ce nivel au în ierarhie, automat când s-a început urmărirea penală împotriva polițistului, el este pus la dispoziție. Și este mutat de regulă, în cazul poliției, la dispecerat, să răspundă la telefoane. În niciun caz nu îi se mai dă o funcție, în niciun caz nu mai are acces la informații secrete, în niciun caz nu mai poate da ordine altor persoane, în niciun caz el nu mai poate fi trimis în misiuni și nu mai poate îndeplini misiuni. Ceea ce nu s-a întâmplat, oameni buni, cu șefii jandarmeriei. Și este un lucru foarte ciudat. În primul rând, vreau să vă vorbesc despre un precedent. Mi se pare cel mai elocvent precedent în acest caz. Scandalul DIPI. DIPI este serviciul de informații al Ministerului de Interne. Cel mai murdar serviciu de informații. Un serviciu implicat constant în scandaluri politice. Un serviciu care a fost acuzat de fel și fel de porcării, acte de corupție, fel și fel de nebunii, inclusiv că și-au cumpărat cabine de duș super scumpe și fel și fel de ce s-a întâmplat la DIP este ceva de neimaginat. Deci este o rușine a comunității de informații din lumea întreagă și din Africa.
Și aia când citesc din Africa despre DGIPI din România și ce au făcut ei, și aia își fac cruce și zic, domne, nu se poate așa ceva, este o rușine. Da? Deci și după standardele africane, DIPI este o mizerie și o rușine. A fost un scandal și mi se pare elocvent, dar scandalul DIPI. Petre Tobă pus la dispoziție. În 3-a 10-a 2016, Petre Tobă și alți 3 ofițeri MAI plus încă 11 polițiști din cadrul DIPI, Serviciul Secret al Ministerului de Interne, au fost puși la dispoziție de ministru, întrucât sunt urmăriți penal de DNA. Deci în momentul în care Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală împotriva lor, ministru automat, și vorbind de Petre Tobă, cred că toată lumea a auzit cine este Petre Tobă, da? Cred că toată lumea a auzit de marele Petre Tobă, fost șef al Poliției Române, mare șmecher și secretar de stat în Ministerul de Interne. Deci deși era vorba de un astfel de mahăr, da? El, în momentul în care DNA a început urmărirea penală, automat, by default, ministrul de la vremea respectivă a emis ordinul și a fost pus la dispoziție. Și a devenit consilier. În cazul lui Cucos, Sindile și Cazan, acest lucru nu s-a întâmplat. Ok, înțelegem, pentru că Carmen Dan a participat la represiunea brutală din 10 august, a dat ordine ilegale, a coordonat, a făcut adres, era complicea lor la crima pe care i-au comis-o în 10 august, și pe cale de consecință și apăra complicii. Și atunci înțelegem, femeia s-a gândit, bă, oricum sunt penală cu ce am făcut, așa că nu mai contează încă o neglijență sau abuz în serviciu, că nu emit ordinul prevăzut de lege. Poate că miniștrii care au venit după tot PSD-iști au încercat să-i protejeze, dar nimeni nu înțelege de ce ministrul Marcel Vela, care este ministru liberal, nu a emis primul lucru pe care trebuia să-l facă, era să emită ordinul de punere la dispoziție și așa a astorat și ei zburau din funcții, oameni buni. Zburau din funcții, da? Și haideți să vedeți cât de gravă este situația. Deci, urmărirea penală împotriva șefilor jandarmeriei, Cătălin Sindile, Sebastian Cucoș și Mihai Chirică, secretar de stat în Ministerul de Interne, împreună cu maiorul Laurențiu Cazan, director general al Direcției Generale de Jandarmi București, urmărirea penală, prima urmărire penală, deci momentul din care ei trebuiau să fie puși la dispoziție, este 21 septembrie 2018. Deci de atunci, acestor oameni nu li se aplică legea, dragii mei. V-am citit legea, atât pe statutul cadrelor militare, cât și pe statutul polițistului. În momentul în care s-a început urmărirea penală, el este pus la dispoziție, zboară din toate funcțiile. Și primește ceva simbolic, da? Cazan și ăștia să răspundă la telefon la jandarmerie, să înregistreze scrisorile pe care le trimit oamenii. Și asta trebuia să se întâmple în 21 septembrie 2018. Când? Vă citesc din comunicatul de presă emis de instanța supremă, într-o zi de vineri, în 21 septembrie, precizează că procurorii militari de la secția parchetelor militare au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții. Deci s-a început urmărirea penală. Maior Laurențiu Cazan, în prezent împuternicit director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, pentru abuz în serviciu, participație improprie la purtare abuzivă în formă continuată, participație improprie la fals intelectual, participație improprie la uz de fals, comisar șef de poliție, Mihai Dan Chirică, secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participație improprie la purtare abuzivă în formă continuată, colonel Gheorghe Sebastian Cucoș, prim adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, complicitate la participație improprie la purtare abuzivă în formă continuată, și colonelul Călin Ionuț Sindile, împuternicit, inspector general al Jandarmeriei Române, pentru complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participație improprie la purtare abuzivă în formă continuată. Deci în 21 trebuia by the law and by the book ăștia să fie dați afară din funcții și puși la dispoziție. Carmen Dan, după părerea mea, ar trebui să aibă un dosar penal pe tema asta, n-a făcut acest lucru. Fifor, care a venit după aceea ministrul de interne, n-a făcut acest lucru. Și pare că șmecherii PSD-și din minister nu i-au dus problema lui Marcel Vela în față ca să aplice legea, oameni buni. Deci legea obligă la treaba asta. Mai departe, la începutul lunii mai 2019,
S-a extins ancheta în cazul ăstora. Deci pe lângă infracțiunile pe care le-aș citit mai devreme, s-au extins acuzațiile. Deci au intervenit urmărire penală pentru noi infracțiuni. Împotriva celor patru suspecți, Cătălin Sindile, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Dan Mihai Chirica, imediat vă spun infracțiunile, da, parchetul general, șefii din jandarmerie, abuz în serviciu, purtare abuzivă, fals intelectual, complicitate la abuz în serviciu, complicitate, deci li s-au mai pus în plus și abuz în serviciu, pe lângă complicitate. Și nici atunci, 3 mai, nu s-a întâmplat nimic, n-au fost puși la dispoziție. Și acum o lună de zile se schimbă guvernul. Dom'le, înțelegem PSD-iști că i-au protejat, că ce pot să cer de la PSD-iști? Ea sunt un partid care și-au ales la un congres, în unanimitate, un infractor să le fie președinte. Și-au aplaudat un alt infractor pe Adrian Năstase ca niște zombificați. Deci n-ai ce să le ceri. Și mi se pare normal că nu se împiedică ei de lege. Ce prevede legea? Nu ne interesează, domne, legea. Dar, în urmă cu o lună de zile, s-a schimbat guvernul. A venit un guvern liberal. Un guvern adus de președintele Klaus Iohannis, care toată campania electorală, la fiecare meeting pe care l-a avut în fiecare oraș în care a fost, a făcut referire la abuzul comis de jandarmi în 10 august. Și a venit guvernul liberal. Și ei nu aplică legea. Ministru Marcel Vela, acum 2 săptămâni, la audiența la care am fost, eu nu știam aceste aspecte legale, pentru că nu sunt un cunoscător. Dar, între timp, am fost informat și eu de către oameni care urmăresc, care cunosc legea și care nu înțeleg. Dom'le, ce se întâmplă? Oameni care, cunoscând legea, se așteptau în primele 48 de ore să vadă comunicatul de presă de la Ministerul de Interne, ministru Marcel Vela, conform legii, a semnat ordinul de punere a dispoziție a urmăriților penali. Pentru că sunt urmăriți penal, indiferent pentru ce cauză ar fi. V-am dat exemplu și insist pe el. În 3 a 10, în 3 octombrie 2016, Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală împotriva lui The Big Hotshot Petre Tobă. Mare șmecher, unul dintre cei mai mari șmecheri din Ministerul de Interne, din structura internelor din anii 90 până acum. Și în secunda 2, ministrul a emis ordinul de punere la dispoziție. Tobă și-a încetat toate funcțiile executive și a devenit ceva consilier pe acolo. A stat în birou cu pliciu și a dat după muște prin birou. Pentru că așa prevede legea. În cazul ăsta de la jandarmerie, la fel prevedea legea, oameni buni. Și nu se întâmplă. Mai mult decât atât, șefii jandarmeriei București, Recte, Toarășu Cucoș, îl sfidează pe ministrul de interne și nu trimit la solicitarea lui desecretizarea comunicațiilor pe care ei le-au avut în 10 august. Și după ce ministrul de interne iese public, se roagă de ei, le spune, domne, o să vă fac, o să vă dreg, o veți suporta consecințe, desecretizează 248 de ore din 250, deci 2 ore, nu sunt nici alea desecretizate nici până ziua de astăzi, ca să le trimită la DICOT, DICOT care, după părerea mea, a luat dosarul ca să-l țină la sertar. Și în toată această poveste, nimeni nu-i spune ministrului de interne, și asta e informație, vă dau în exclusivitate, ministrul de interne Marcel Vela nu cunoștea această situație. Nimeni nu-i spune ministrului de interne, domnul ministru, au acolo serviciu juridic, directorul serviciului juridic. În secunda 1, ăla trebuia automat să se ducă la vechiul ministru, să emită ordinul. Și ministrul Marcel Vela trebuia să găsească în mapă ordinul, nesemnat de predecesorii lui. Primul lucru când a ajuns la minister, șeful serviciului juridic trebuia să vină, domne, nu se aplică legea, domnul ministru, e grav, nu se aplică legea, uitați-vă ordinul. Noi l-am scris și miniștrii au refuzat să-l semneze. Nu numai că trebuia ca Marcel Vela să semneze ordinul, și trebuia deja să avem de la parchet comunicat de presă că s-a început urmărirea penală pentru abuz în serviciu împotriva lui Carmen Dan și a miniștrilor care au refuzat să semneze acel ordin de punere la dispoziție, oameni buni. Și noi, în loc să avem această situație și după o lună de zile trebuia deja Carmen Dan să o vedem că intră la parchet, că iese de la parchet, și în loc să avem această situație, ăștia sunt tot pe funcții, cu coșe bine mersi pe funcție. Șeful jandarmeriei București, vă dați seama? Sindile e șef la școala de jandarmi, da? Funcție
despre care aflu funcția aia de director, că în mod normal de general ar trebui, trebuie să ai grad de general ca să poți să o ocupi, i-au dat-o lui Sindile PSD-iști. Paraschiv e singurul pe care l-au mutat la Cernavodă să păzească centrala nucleară, dar nu vă imaginați că l-au surghiunit pe călăul Paraschiv, nu. L-au pus acolo pentru că acolo sunt niște sporuri, pentru că aia este unitate cu regim special sau nu știu cum naiba se cheamă, mi-a explicat cineva din sistem. Și are un spor foarte mare pe faptul că este trimis în misiune la acea unitate. Deci l-au trimis să-i fie și mai bine. În situația în care ăștia trebuiau să fie suspendați, puși la dispoziție și trebuiau să stea cu coș să fie la poartă, la Ministerul de Interne sau mai știu eu unde, undeva unde nu mai are niciun fel de atribuții. Eu n-am niciun motiv să cred și sunt ferm convins, pentru că îl și cunosc pe Ministrul de Interne din județul Cara Severin, este bănățean de-al meu, ne știm de mult timp, și sunt ferm convins de buna lui credință. Nu cred că e niciun fel de complicitate, dar naivitatea și lipsa de deșteptăciune și lipsa de, nu știu cum să vă explic, lipsa de inteligență și de a fi pe fază cu nenorociții ăștia sunt la fel de grave, oameni buni. Păi ăștia sunt perverși și perverșilor acolo în Ministerul de Interne, pentru că ministrul n-ai voie să fii naiv cu ei. Tu, din momentul în care ai intrat în minister, tu trebuie să te aștepți la tot ce e mai rău. Tu trebuie să-ți iei cel mai bun consilier juridic pe care îl poți avea, care imediat să-ți deslușească aceste lucruri și să te ajute cu căile legale pentru ca tu să poți să rezolvi problema, oameni buni. Și uitați-vă cât timp a trecut, mai un pic și vine 10 decembrie. Și ăștia, bine mersi, ne râd în nas, Cazan, Cucoș și Sindile, slugile infractorului Liviu Dragnea, urmăriți penal, oameni buni, pentru represiunea brutală a manifestației din 10 august. 250.000 de oameni gazați, bătuți, fugăriți, abuziv. Și ăștia sunt în continuare pe funcții, oameni buni. În condițiile în care legea by default, din data de 21 septembrie 2018, prin puterea legii, așa mi s-a explicat, Mălin, prin puterea legii, zic, ce e asta puterea legii? Prin prevederile legii. Nu trebuie nimeni să hotărască. Așa prevede legea. Este ca la, nu știu, când treci pe roșu, automat, ți se suspendă permisul de conducere. Nu ar poate polițistul să constate că ai trecut pe roșu și să zică, îți dau avertisment. Nu, legea prevede clar. A trecut pe roșu, îi se ia permisul. Punct. Nu există altceva. Și în cazul de față, legea prevede clar. S-a început urmărirea penală, sunt puși la dispoziție. Poliții și cadre militare, domne, sunt puși la dispoziție. Și n-au fost puși la dispoziție. Înțelegeți, dragii mei, ca și cum, nu știu, un PSD-ist a trecut pe roșu, șeful de la rutieră zice, domne, e PSD-ist, nu-i luăm permisul. Îi dăm numai un avertisment. Păi nu se poate, pentru că legea prevede altceva. Și este absolut incredibil că a trecut o lună de zile și ministrul de interne n-a fost informat în legătură cu acest aspect și nu s-a intrat în legalitate, nu s-au luat măsurile prevăzute de lege. Mai mult decât atât, asta în condițiile în care Cucoș îl sfidează pe Marcel Vela. Îl sfidează, oameni buni. Și îl tratează cu sictir. Vă dați seama, ministrul le spune, bă, desecretizați documentele și dați-le urgent la parchet. Și ăla n-are chef să le desecretizeze. Și ministrul trebuie să iasă la televizor, pe Realitatea TV, să facă declarații în direct, să scrie toată presa. Și abia atunci ăla la mișto îi desecretizează mai puțin alea două ore, care probabil sunt cele mai importante. Păi cum e posibil așa ceva, oameni buni? Nu se poate așa ceva. Miniștrii liberali trebuie să fie foarte pe fază, pentru că altfel vor păți și vom păți cu toții ce s-a întâmplat cu anul ăla de guvernare Cioloș, când PSD-iștii din spate, din eșalonul 2 și 3 au blocat tot. Și după aceea tot PSD-iștii au venit și au spus, domne, guvernul zero. Păi dacă v-au sabotat, dacă v-au tras frâna de mână, dacă și-au bătut joc de voi, mi se pare că în momentul de față ministrul de interne este luat la mișto de oamenii ăștia din sistem, care nu i-au explicat exact prevederile legale. Și vă spun sigur, pentru că l-am întrebat pe ministrul de interne, dacă știa de aceste aspecte și mi-a zis, luni verific, vă dați seama? Deci el n-a fost informat, pentru că dacă era informat spunea, da, am fost informat și nici nu se mai discuta, ăștia nu mai erau pe funcții, oameni buni.
Cum e posibil așa ceva? Este inadmisibil. Este inadmisibil faptul că trece un an și jumătate de la 10 august și încă suntem în stadiul ăsta de începerea urmăririi penale și ea nu sunt trimiși în judecată, oameni buni. Ea trebuiau deja să fie în începerea executării pedepsei cu cozi, indile și ăștia pentru ce au făcut. Pentru că acolo sunt clar ce au comunicat ei, ordinele, sunt imaginile video cu oamenii bătuți, cu cel puțin pentru astea trebuiau să fie trimiși în judecată, oameni buni. Pentru ce este clar și sigur și cert, nu? Cazul meu, mă dau pe mine exemplu. Am certificat medico-legal, am imaginile video cum ăla în mod nejustificat și abuziv îmi dislocă umărul. Fără niciun motiv, deci clar ăla. Cine i-a dat ordin? Ăla trebuia să spună, e pe comunicații, cine i-a dat ordin? Agresați-l pe Mălin Botă, băgați-l în dubă și țineți-l jumătate de oră în curtea guvernului pentru neric, tratament inuman. Păi cum să faci așa ceva? Astea toate sunt acolo în comunicațiile lor. Și alea puteau fi găsiți în 48 de ore. Deja eu trebuia să vin și să vă prezint dumneavoastră hotărârea finală de condamnare în ultima instanță a ăluia care m-a agresat, șeful lui, șeful jandarmeriei române pentru ordinele pe care le-au dat. Că nu-și imaginează cineva că un jandarm a luat pe mine așa aiurea. Nu, l-a primit un ordin, de la vârf a primit acel ordin. Și ordinele alea sunt pe comunicații, sunt pe hârtiile lor. Ori noi, după un an și jumătate, suntem la faza în care ministrul de interne nici măcar nu e informat că legea nu se respectă. Este absolut incredibil, oameni buni.